și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă vorbesc despre produse terminate. Uitați câte produse am reușit să strâng aici. Acestea le-am consumat cam în perioada februarie-martie. Mai mult în martie, cred, dar asta nu contează. Nici nu mai știu când a fost ultimul video postat cu produse terminate. Dar, nu știu, eu fac un video de genul acesta atunci când umplu această cutie și după cum vedeți nu mai am loc de nimic în ea și am zis că este timpul să fac un video cu produse terminate. Vreau să golesc cutia ca să pot pune alte produse terminate, dar nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja și dacă vă place ceea ce postez eu aici și să apăsați pe clopoțel și să mă urmăriți și pe Instagram dacă vreți să mai vorbim, dacă vreți să vedeți ce mai fac eu zi de zi, pentru că acolo postez mai des la story, mai postez și fotografii. Așa că vă invit și la mine pe Instagram să mă urmăriți. Haideți să trecem la produse pentru că nu vreau să fac un video foarte lung. Am aici produse de curățenie. Le-am păstrat și pe ele aici și produse cosmetice și șampoane, geluri de duș pentru că astea le consum cel mai des și cel mai repede. Am aici un spray de la Sagrotan, este pentru bucătărie, dezinfectant, cu miros de citrice. Mie mi-a plăcut, l-am consumat pe tot, este foarte, foarte bun, curăță, nu las să acționez decât câteva secunde pentru că nu am răbdare și imediat cum dau cu cârpa se curăță toată mizeria și de pe plită. Vedeți că arată aici? Plită, ghiuvetă, să știți că este foarte, foarte bun, dacă îl găsiți în magazine, cumpărați-l, că se merită. Mie mi s-a părut cel mai bun din câte am încercat eu până acum, pentru că nu mă chinui foarte tare să curăț plita, să curăț grăsimea și mizeria ce se mai face în bucătărie. Așadar, vi-l recomand, cred că o să îl recumpăr, pentru că pentru bucătărie a fost extraordinar. Am cumpărat ceva pentru mașina de spălat, este pentru mașina de spălat și de spălat rufe și de spălat vase. De la Dr. Beckman pentru calcar. N-am mai făcut asta de foarte mult timp, cred că de când am cumpărat mașina de spălat, n-am mai curățat-o de calcar și am zis că este momentul, așa că am cumpărat praf din acesta, a venit în două pliculețe, le-am pus pur și simplu în cuva mașinii de spălat, 60 de grade, un program de 60 de grade și eu zic că ce-a făcut treaba foarte, foarte bine. Nu mai știu cât a fost acesta, cam 2,5 euro, l-am luat de la un magazin, dar cred că se găsește și la DM, foarte bun, am zis să mă mai ocup și de mașina de spălat rufe, nu numai de cea de spălat vase, pentru că aceea o curăț mult mai des decât cea de rufe. Am consumat recent un detergent de vase, acesta este de la Lidl, cu ăsta de la Luz. Nu știu, l-am luat și eu așa întâmplător, aveam nevoie de un detergent de vase. Este marca Lidl, miroase a scorțișoară, nu curăță el prea bine, adică pun o cantitate destul de mare și m-am cam chinuit să curăț cu el, așa că grăsimea nu curăța din prima, a trebuit să dau de mai multe ori cu buretele, dar mirosul este foarte puternic, v-am zis, mie mi se pare că miroase a scorțișoară. Pentru miros este ok, dar nu cred că o să-l mai recumpăr pentru că sunt și alte de mult, mult mai bune și nu trebuie să mă chinui să curăț oalele pentru că eu de obicei tigăile și oalele spăl de mână și dacă nu am un detergent de vase bun, mă chinui să iau grăsimea și murdăria. Așa că nu cred că o să-l mai recumpăr pe acesta, nu știu ce. Pril este aici în Germania, acela este foarte bun,
Există marca aceasta și în România, dar sub un alt nume și nu mai știu cum se numește. Da, v-am zis. N-a fost mult, cred că 1 euro a fost acest detergent de vase. Am aici de la Swiffer pămătuf de șters praful. Sunt și parfumați cu fibris, sunt foarte buni. Eu am avut și de la DM, marca DM, aceste pămătufuri de praf, dar nu l-au praf deloc. Acestea sunt foarte, foarte bune și să știți că mă ajută să iau praful când nu folosesc spray cu cârpă și mă grăbesc, vreau să iau praful cât mai repede, folosesc aceste pămătufuri. Mi-ajunge un pămătuf o singură dată să curăț toată casa. De obicei o singură dată îl folosesc și după aceea îl arunc. Acesta este un pachet cu 9. Mereu îi cumpăr, sunt foarte, foarte buni. Am mai consumat un pachet de șervețele Tempo. Aceste șervețele nici le țin pe măsuța mea de machiaj. Aș fi preferat un pachet mai mic decât acesta, pentru că nu prea am loc pe măsuța de machiaj. Dar totuși trebuie să am și șervețele acolo, așa că prefer să le iau pe acestea, pentru că nu găsesc un pachet mai mic. Aș fi preferat ceva așa rotund și lung. Cu șervețele n-am văzut pe nicăieri, oricum sunt bune și acestea. Am mai consumat de la DM șervețele umede pentru praf. Sunt ok, dar se usucă destul de repede, nu prea ești foarte eficient cu ele. Poate dacă ai așa o singură zonă, o zonă mai mică, te ștergi praful sau vrei să ștergi ceva de pe mobilă, sunt ok, dar dacă te pui să faci cu astea curățenie, te apucă anul nou. Așa că prefer să folosesc pămătuful sau cârpă cu spray. Acestea sunt așa și așa, trebuie foarte multe. Umpli cu noi doar cu șervețele și v-am zis, se usucă destul de repede. Dar sunt ok cu praful, chiar reușesc să ia praful. Dar v-am zis, nu prea sunt eu fana șervețelor umede pentru curățenie, pentru că de obicei îmi trebuie foarte, foarte multe. Mai am aici un săpun de mâini de la Balea, antibacterian, cu pantenol. Îmi place foarte mult, îl folosesc la bucătărie, am unul nou la bucătărie, pe acesta l-am consumat, dar vă zic că este foarte bun, îl folosesc acolo când am nevoie să mă spăl pe mâini. Este cu atât mai bine că este antibacterian, așa că este perfect și nu costă mult, nu usucă mâinile, miroase ok, este bun. Am vrut să încerc aici detergentul Denk Mid de la DM. Acesta este cu flori, cozy, elegance. Pentru culori deschise. Miroase foarte, foarte bine, vă pot spune. Am putut să-l încerc pentru că are aici o probă de parfum. Miroase super, super bine. Vă pot spune că curăță. Eu acum am început să cumpăr doar detergent praf și îmi plăcea cel de la Persil pentru bebeluși, dar acela este în DM 6 euro și am zis să încerc și pe ăsta de la Denk Mid, de ce nu? Acesta este 20 de spălări, 2 euro jumate, cam așa. Și am zis că de ce nu, poate economisesc, poate și acesta o să-mi placă, o să fie bun. Dar v-am zis, chiar curăță foarte, foarte bine, n-am ce să îi reproșez. Eu pun cam 150 de mililitri la 7 kg de haine. Eu am mașina de 7-6-8 kg de haine și cam la o mașină pun un căpăcel de 150 de mililitri. Și își face treaba, rufele miros perfect. Mai am unul în baie, unul pentru rufe colorate, este unul mov, încă nu l-am terminat, încă mai am din acesta puțin și după aceea o să-l încerc și pe celălalt. Eu am o cutie
foarte drăguț în baie în care pun mereu detergentul. Și tot detergent, am terminat și acest persil. Îmi place foarte, foarte mult, am mai cumpărat. Am găsit o ofertă pe Amazon, destul de ieftin era acest persil. Și mirosul este demențial, curățește foarte bine și am zis că dacă este mai ieftin în DM, dacă este mai ieftin ca în DM pe Amazon, am zis să îl cumpăr, dar v-am zis miroase bine. Și o să mai alternez, când o să mai iau pe acesta, când o să mai iau și de la DM, marca aceasta DM, pentru că chiar nu îmi displace. Am aici o rezervă de săpun de la Nivea, foarte bună, mereu o folosesc pe acesta. Pe aceasta îmi place mai mult decât Dove sau acele rezerve de la DM, marca Balea. Acestea de la Nivea îmi plac mai mult, nu este cu un miros special, dar curăță bine. Și v-am zis că eu mai folosesc acest săpun de mâini să mă spăl și pe față. Da, îmi place, bine, că la toaletă cumpăr altul, ăla nu contează, mă spăl doar pe mâini, dar doar că la baie mă spăl cu el și pe față, prefer să iau Nivea. De la DM îmi cumpăr eu ață dentară. Este scobitoare cu ață dentară, sunt cele mai bune și cele mai ieftine. Dentodent. Cele sunt și pentru dinți sensibili, dar mie îmi plac astea normale. Nu știu, mi se potrivesc mie cel mai bine și nu prea mă înțeleg eu cu ața dentară cea normală, așa că prefer să iau aceste scobitori cu ață dentară. Mi se par mult mai ușor de folosit. Am aici un parfumant de cameră, Airwick. Uleiuri eterice sunt foarte bune acestea. Miros extraordinar, dar încă am renunțat la ele pentru că mă deranjează acel zgomot. Aveam unul aici în sufragerie și mereu auzeați în cameră. Mă deranja foarte, foarte tare și am renunțat la ele. Am cumpărat rezerve din acele lichide de băgat în priză ca să nu mai aud sunetul ăla aici în sufragerie. Mă deranja maxim, dar mai am un aparat din acesta în hol. Pentru acela o să mai cumpăr rezerve, dar pentru acesta în sufragerie nu mai cumpăr, pentru că este deranjant să auziți mereu un video fâs, 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 și pe mine mă deranjează. Am aici un gel de duș pentru bărbați, Axe, cu ciocolată, miroase foarte, foarte bine, este relaxant, văd aici, soțul meu îi place. Nu este prima oară când îl are și mie îmi place pentru că miroase bine. Și gelul lui de duș preferat este acesta, v-am mai vorbit de el. Este bun pentru că are o cantitate foarte, foarte mare, nu are un preț extraordinar de scump, nu știu, cam 2,5 euro, dar pentru atâta cantitate se merită și miroase extraordinar, persistă mirosul după duș. Și miroase așa bărbătesc. Văd că are aici un Rexona Men Sport Defense, 48 de ore, un deodorant, eu folosesc Rexona și îmi place, așa că i-am recomandat și lui să folosească. Oricum miros bine și cred că sunt și bune. Nu știu, nu l-am întrebat cum mi s-a părut, dar de obicei eu intru în DM și eu îi aleg deodorantul și iau și-o după miros. Pentru că el folosește și din acela solid, ăsta e așa, doar mai mult pentru miros decât pentru transpirație. Eu am aici un Rexona Invisible Aqua
Este un spray. Eu îl folosesc pe cel solid, invizibil, cred că pe cel solid îl am. De la Invisible. Dar am și un spray, Shower Fresh sau așa. Îmi place mai mult decât acesta, dar v-am zis, deodorantul solid, Invisible Rexona, este foarte, foarte bun. Cel mai bun de până acum pe care l-am încercat, pentru că persistă, nu transpir, chiar și a doua zi, nu știu, nu miroase neplăcut. Am consumat un gel intim de la TM, Gesa Sensitive Parfum Fry, l-am recumpărat, îl am acolo în baie, nu-l folosesc mereu, mai folosesc și gel de duș, dar din când în când îl mai folosesc, mi-a plăcut oricum în TM, nu sunt foarte multe variante de gel intim, cel puțin eu nu am văzut decât cel Nivea ăsta și parcă mai era unul, dar nu m-am uitat atent, așa că l-am recuperat, pe ăsta este ok. Am aici niște mostre de la prietena mea, ea lucrează la Marino și mai mereu îmi dă și mie mostre. Am de la Dior niște serumuri și cremă. Acestea sunt. Acestea le-am încercat. Este cu vitamina C, cu peptide, cu acid hialuronic, cu acid lactic. Stai să vi le mai arăt. Am avut două sau trei din acestea, cred că mai am una, nu sunt sigură, dar îmi plac foarte, foarte mult și am încercat și această cremă, este antioxidant, cred că are acid hialuronic, dar mi-a plăcut. Este anti-aging. Și mi-aș cumpăra și eu un ser din acesta, dar nu știu pe care o să mă mai gândesc, nu știu care mi-a plăcut cel mai mult. În general, toate mi-au plăcut, da, grea decizie, nici nu m-am uitat cât costă. Mai întâi ar trebui să mă uit cât costă și după aceea să zic că mi-aș cumpăra și eu unul. Pentru că atât de ieftine nu cred că sunt. Da, v-am zis că am consumat... Mi-au căzut toate produsele. Am consumat această cremă. Foarte bună, dar cel mai mult îmi place această cremă hidratantă Sorbet Cream. Hydra Life. Acesta mi-a plăcut cel mai mult, miroase foarte, foarte bine. Și aș prefera să-mi cumpăr acesta dacă ar fi să-mi cumpăr o viitoare cremă. Cred că o să mi-o cumpăr pe acesta. Pe aceasta și mai am, uitați, mai am încă una. Am aici o mască de la Sephora cu ananas. A mirosit foarte, foarte bine. Îmi plac măcile de la Sephora, n-am ce să zic despre ele. Sunt foarte bune și fac treaba, hidratează și sunt la un preț ok. Mai am o mască de la Garnier, Hydra Bomb. Aceste măști sunt accesibile. Aceasta a fost la reducere, 1 euro, nu știu, 0,95 de cenți. Nu știu de ce a fost la reducere. Nu știu dacă expiră măștile astea, dar n-a fost rea, a fost foarte bună, mi-a hidratat tenul. Și am zis că dacă tot le-am văzut la reducere, să le iau, de ce nu, mereu îmi trebuie măști. Și mai am aici o mască de mâini de la Star Skin. A fost ok, știu că mi-a hidratat mâinile, am mâinile foarte uscate în perioada aceasta, nu știu de ce. Și a fost așa, nu știu, că m-a înțepat, m-a...
M-au usturat mâinile de la crema ce era înăuntru, dar per total mi-a hidratat mâinile. Oricum, hidratarea la mine nu durează foarte mult, durează până mă spăl pe mâini, că după ce m-am spălat pe mâini s-a dus orice hidratare. Un gel de duș care mie mi-a plăcut extraordinar este nou, eu l-am luat de la Rossmann. Nu știu unde puteți să-l găsiți, dar miroase extraordinar. Super miroase, a fost cu pere, dar mi-a plăcut. Mai am unul, nu mai știu cu ce, dar mai am unul de la această firmă, Jeans & Len. A curățat foarte, foarte bine, a fost o plăcere să mă spăl cu el și îl voi mai recumpăra. Am terminat un gel de duș Yves Rocher cu cafea. A fost ok, mie îmi place cafea, îmi place mirosul de cafea, așa că nu știu, dacă mai am ocazie și dacă voi mai da o comandă la ei, îmi voi mai cumpăra, dar am observat că usucă pielea aceste geluri de duș. Mi-am dat seama după ce am încercat mai multe variante, usucă pielea, așa că nu știu dacă o să mai cumpăr de la ei. Deși este o cantitate foarte, foarte mare, v-am zis, dar eu oricum am pielea uscată, așa că prefer să-mi iau ceva ce hidratează, nu usucă. Aici am un gel de duș pentru bărbați de la Knaip. Mi-a plăcut, știu că eu ei l-am cumpărat soțului meu, mi-a plăcut. Mi-a plăcut ambalajul și am zis să mai încerc altceva. Curge, mai are puțin în el, dar miroase foarte, foarte bine. I-a rupt capacul, cred că l-a dat pe jos și i-a rupt capacul. Am descoperit eu de pe YouTube, recomandat de cineva, un șampon, Maria Nilă. Este șampon pentru mătreață, măcărimi ale scalpului și pierderi și cădere de păr, dar pentru căderea părului pe mine nu prea m-a ajutat, tot îmi cade părul, nu cred că ar putea să facă ceva împotriva asta un șampon. Eu cred că este ceva hormonal, nu știu, dar nu prea m-a ajutat cu căderea părului, dar vă pot spune că pentru mătreață și mâncărime chiar m-a ajutat. Îmi lasă părul sănătos după o spălare, cam 2 zile, vă spune, la a treia zi nu prea mai arată el foarte, foarte bine, dar oricum mă spăl așa cam la a treia, a patra zi, cel târziu îmi spăl părul. Este vegan, fără parabeni, costă cam 20 de euro, eu îl iau de pe Notino, acolo l-am găsit. Și este, cred că, în ultima perioadă, singurul șampon pe care eu l-am terminat, este gol. Așa că rămân la concluzia că mi-a plăcut și l-am recumpărat, vă pot spune, l-am recumpărat și să văd în continuare. Sunt la a doua sticlă, sper să nu-mi schimb părerea, pentru că eu mereu sunt entuziasmată la început de un produs, după aceea pe parcurs cam îmi scade interesul. Am aici o mască de păr, serie expert de la L'Oreal, Absolut Repair. Nu mi-a plăcut, nu știu de ce, nu mi-a plăcut mirosul, n-a fost mirosul pe gustul meu, așa, dar am consumat-o, am zis că am dat destul de mult pe ea, nu mai știu cât a costat, dar nu, e ieftină, și am consumat-o până la urmă, ba consumând, ba folosind alta, am mai folosit și pasta, așa că am terminat-o până la urmă, dar nu o să mai cumpăr pentru că nu-mi place mirosul. Un balsam de la Garnier, cremă, sub formă de cremă, nu mi-a plăcut pentru că iese foarte, foarte greu din acest recipient. Este cu argan, pentru păr foarte, foarte uscat. A fost ok, nu este scump, dar v-am zis, nu o să mai cumpăr această variantă cremă pentru că m-am chinuit foarte mult să-l scot de aici. Am pus și apă în el ca să iasă mai ușor.
Mai avem doar câteva produse. Mamei, un șampon de la Kerastase. Mie nu-mi plac șamponele de la Kerastase. Nu mi se potrivesc deloc. Acesta este pentru echilibrarea scalpului, pentru păr gras la rădăcină și sensibil la vârfuri. Este cu glicine și vitamina B6. Mă rog, nu mi-a plăcut. Am încercat să le mai dau o șansă, șampoanele de la Kerastase. Mi-am luat unul odată, nu mi-a plăcut. Am zis le mai dau o șansă, dar se pare că nu. Nu sunt pentru mine. Mai am un balsam de la Maria Nilă. Am auzit păreri bune despre el, că îți lasă părul foarte, foarte mătăsos și ușor de pieptănat, dar nu știu, mi-am luat în variantă mică să încerc. Acesta este de... cât are? Apar, nu am, 100 de mililitri cred că are. Cât are șamponul? Șamponul are 350 de mililitri, acesta are 100 de mililitri, văd aici. Am zis să iau o variantă mică să văd dacă îmi place, dar nu știu, are un preț destul de scump, așa că prefer să-mi iau un balsam mai ieftin de la Garnier sau așa. Cred că face același lucru. Mai am din calendarul advent Yves Rocher, apă micelară, nu mi-a plăcut, nu curăță, este cu mușețel și un șampon nourishing pentru păr uscat este acesta, nu mi-a plăcut deloc, mi-a făcut mătreață, nu l-am consumat, mai e puțin așa, mai spăla pensulele cu el, dar nici pentru pensule nu e bun, nu mi-a plăcut. Arunc aici un creion de ochi de la Max Factor, nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc. Cred că din cauza că nu rezistă, nu este rezistent, de la Michelin, un creion, nu este bun, mie nu-mi place firma asta, mi se pare de copii, nu este deloc calitativă. Mai am un rimel Hypnoz de la Lancome. Îl am de mult și am zis că ar trebui să-l arunc. Este o mostră. Tot așa am de mult de la Estée Lauder, un anticearcăn. Mi-a plăcut. Este destul de lichid, dar este bun. Eu nu prea am nevoie de anticearcăn, am descoperit. Și îmi încarc foarte mult zona de sub ochi. Și o curăț foarte, foarte greu, adică o agresez, pentru că tenul meu se curăță destul de greu, mai ales dacă pun produse foarte, foarte rezistente, așa că prefer din când în când să mai renunț la anticearcăn, mă dau doar cu BB cream și mai am aici un anticearcăn de la L'Oreal Infallible, este o nuanță prea închisă pentru mine, nu știu de ce am luat nuanța asta așa închisă. Și mai am aici tot așa, de la Yves Saint Laurent și ce e asta? Nos Drama, tot de la Lancome. Mini rimeluri, dar sunt foarte, foarte vechi, sunt destul de vechi, așa că vreau să le arunc. Am aici Dior. Base mascara, o bază de la Dior, a fost foarte, foarte bună, dar n-am mai folosit-o de ceva timp, așa că o să scap de ea. Am un fond de ten de la Clinique, acesta l-am primit de la prietena mea, dar a prins un miros foarte, foarte nașpa. Ultima oară când l-am încercat nu mi-a plăcut deloc cum miroase. Nu mi-a cauzat nimic pe ten, a fost ok, dar s-a așezat bine, dar mirosea ciudat, așa că prefer să îl arunc. Nici foarte mult nu mai am în el. Îl am folosit, mi-am făcut o părere despre el. Este un fond de ten foarte, foarte bun. Dacă vreți unul, îl recomand. Este foarte bun și culoarea mi se potrivește. De la Polar am aici o apă micelară. Mi-a plăcut cât mi-a plăcut, dar dacă mi-intră în ochi, mă ustură, nu știu. Mă deranjează și am renunțat la ea, dar își face bine treaba, este scumpă, 20 de euro
o sticlă mare. Eu mai am, pentru că mi-am cumpărat-o și în varianta mare, dar nu o să mai recumpăr pentru că am acele dischete pe care le folosesc doar cu apă și mă demachez cu ele. Am aici încă o apă micelară de la Yves Rocher. Ce nu mi-a plăcut deloc este de la Yves Rocher un fel de cremă verde cremă verde corectoare pentru ten. Nu mi-a plăcut, nu știu de ce. S-a făcut așa mici cojițe pe ten, zici că era murdară, deși tocmai mă spălasem și m-am dat cu asta și mi-a făcut tenul groaznic, cojițe din acelea, te zici că aveam fața foarte, foarte uscată, se decojea așa, te-a ciudat, nu știu, poate n-am aplicat-o destul de repede. Spuneți-mi voi dacă voi ați încercat-o și vă place, dar nu. Nici nu am nevoie de asta, am vrut doar să o încerc cu speranța că va arăta fondul de ten sau BB cream mai bine, dar nu. Îmi place această cremă micelară de la Nivea, o cumpăr așa în variantă mică sau am pe măsuța mea de machiaj atunci când nu am nevoie de apă micelară. Este pentru piele sensibile, dar își face treaba, este bunicică și foarte accesibilă din DM. Am aici un spray fixator de la NYX, nu știu, odată l-am folosit pentru ploapă să îmi reziste mai bine fardul, dar nu, mi-a iritat fața și am zis că nu o să mai încerc pe față, așa că îl arunc și așa nu-l folosesc. Și o cremă de mâini de la Knipe, hand cream, ai zice că are valabilitate 3 luni de la deschidere. Eu am de ceva timp, așa că m-am gândit să scap de ea, să o arunc. Nu mai are foarte mult. Este cu caise. Este un miros foarte, foarte plăcut și intră repede în piele. Este hidratantă, o recomand, este bună. Dacă vrei ceva să intre repede în piele și să nu lase pielea uleioasă, pentru că eu ură să am mâinile uleioase, nu prea am stare și mereu fac câte ceva și cu mâinile pline de cremă uleioasă este nașpa. Da, cam acestea au fost toate produsele, am terminat. Iuhu, este din nou cutia goală și pot să umplu cu alte produse terminate. Eu sper că v-a plăcut acest video, că ați aflat și voi despre produse poate noi pe care nu le știa și nu le-ați încercat. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupăcit pe toți, vă doresc o zi minunată, pa, pa!